Potrivit datelor oferite de Inspectoratul Școlar Județean Brașov, 1.387 de elevi și 340 de angajați ai unităților școlare sunt infectați cu COVID-19. Astfel, în săptămâna 7-11 februarie, 191 de clase, în acest număr sunt incluse și grupe de grădiniță, au suspendat activitatea cu prezență fizică. În întreg județul, doar 4 unități școlare sunt integral închise și desfășoară cursurile în online. Niciuna dintre ele nu este din țara Făgărașului. Unitățile școlare unde activitatea în săptămâna 7-11 februarie se va desfășura online sunt Colegiul Național Unirea Brașov, Colegiul Nicolae Titulescu Brașov, Școala Gimnazială numărul 6 Iacob Mureșanu Brașov și Școala Gimnazială numărul 2 Zărnești. O unitate școlară va face cursuri integral în online atunci când jumătate dintre formațiunile de studiu au suspendat activitățile cu prezență fizică din cauza infectării cu COVID-19. O clasă suspendă activitățile și trece în online atunci când sunt depistate 3 cazuri într-un interval de 7 zile. Drumul județean 105, care pornește din comuna Voila de la intersecția cu DN1, trece prin localitățile Cincșor și Cincu și ajunge la limita cu județul Sibiu. În lungime de 18,8 km, face obiectul a numai puțin de 3 proiecte investiționale ale Consiliului Județean Brașov, aflate în diverse stadii de implementare. Refacerea unei alunecări de teren situată în zona comunei Cincu, reabilitarea carosabilului pe întreaga lungime a drumului și construirea unor alternative de ocolire a satelor de pe traseu, respectiv construirea unui pod nou peste Olt în comuna Voila. Obiectivul de investiții, reabilitare DJ-105, alunecare de teren, proiect finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală cu o valoare estimată fără TVA de 2.306.020 de lei, a trecut de etapa depunerii ofertelor. La termenul limită, stabilit în data de 3 februarie 2022, au fost înregistrate 2 oferte depuse de consult și de asocierea Viaduct SRL Aquasol, care a intrat în procedură de evaluare. Intenția Consiliului Județean este ca zona afectată să fie refăcută și infrastructura să fie consolidată pentru a preîntâmpina efectele nedorite ale eroziunii solului, astfel încât circulația rutieră să se poată realiza în condiții de siguranță. Încă de la începutul pregătirii proiectului de reabilitare a drumului DJ-105, mai exact din momentul începerii lucrărilor de construcție a podului peste Olt de la Voila, cetățenii din comunele Voila și Cincu au transmis către vicepreședintele Consiliului Județean, Todorica Șerban, necesitatea construirii unor variante rutiere de ocolire a satelor Cincșor și Cincu, în așa fel încât traficul greu spre poligonul militar din zonă să nu mai afecteze structura de rezistență a construcțiilor din aceste sate. Potrivit vicepreședintului Consiliului Județean Todorica Șerban, s-a identificat o soluție prin intermediul căreia drumul existent să fie reabilitat, iar proiectul să includă și construirea unor variante de ocolire a celor două sate. Documentația DALI pentru reabilitarea DJ-105, pe care administrația județeană a dat-o în lucru la finele anului trecut, a fost reconfigurată pentru a cuprinde și elemente de studiu de fezabilitate, iar firma de proiectare a identificat pe teren o variantă de ocolire pentru Cincșor și Cincu și, practic, de retrasarea respectivului drum, astfel încât traficul greu de tranzit să fie eliminat din interiorul localităților. Contractul de servicii pentru realizarea obiectivului expertiză tehnică și DALI, reabilitare DJ-105 Voila, limită județ Sibiu, este în valoare de 648.550.000 de lei și trebuie implementat în decurs de 6 luni. Serviciile contractate includ studii de teren, studiu geotehnic, studiu hidrologic, ridicare topografică pentru obținerea vizei OCPI, expertiză tehnică, documentații tehnice pentru obținerea vizelor, acorduri și autorizațiilor, studii de impact, de coexistență cu rețelele de utilități identificate și de descărcare arheologică. Pentru tronsoanele noi de drum, respectiv ocolitoare ale localităților Cincșor și Cincu, documentația va fi întocmită la nivel de studiu de fezabilitate, inclusiv identificarea coridoarelor de expropriere, dacă este cazul. În ceea ce privește obiectivul pod peste râul Olt, pe DJ-105 în localitatea Voila, investiție pe care Consiliul Județean Brașov o implementează cu fonduri guvernamentale atrase prin PNDL, lucrările ar putea fi gata până la sfârșitul acestui an. Valoarea contractului de execuție este de 15.656.698,36 de lei. Contractul cuprinde demolarea podului situat pe DJ-105 și construirea unui pod nou cu o lungime de 93,95 de metri și o lățime totală de 13,5 metri. Sunt prevăzute lucrări de refacere a albiei Oltului, de construirea rampelor de acces și devierea rețelelor de utilități din amplasament, precum și lucrări necesare pentru siguranța circulației.
Alocația de stat a fost majorată în ianuarie 2022 la 600 de lei pentru copii în vârstă de până la 2 ani, inclusiv pentru copiii cu handicap, indiferent de vârstă. S-au majorat și alocațiile celorlalți copii, însă cuantumul acestora este de 243 de lei, așa cum se stabilise acum câteva luni. Sumele mărite vor fi primite de către beneficiari în această lună. Concret, ordonanța de urgență numărul 126 din 2021 prevede că alocațiile de stat pe care le primesc din februarie beneficiarii sunt în cuantum de 600 de lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copiilor cu dizabilități, 243 de lei pentru copiii cu vârsta între 2 și 18 ani, precum și pentru tinerii de peste 18 ani care urmează cursurile liceale sau profesionale, 600 de lei pentru copiii cu dizabilități cu vârsta între 3 și 18 ani. Astfel, din ianuarie 2022 s-au aplicat majorările date prin ordonanța de urgență numărul 126 din 2021. Asta înseamnă că drepturile bănești aferente lunii ianuarie ajung la beneficiari în februarie acestui an. Aceasta ar urma să fie singura majorare a alocațiilor pentru 2022. Totuși, ordonanța de urgență 126 stabilește că alocația de stat va fi indexată din oficiu începând din ianuarie 2023 cu rata medie anuală a inflației stabilită de Institutul Național de Statistică. Anterior majorării, alocațiile aveau valoarea de 427 de lei pentru copii cu vârsta de până la 2 ani și pentru copiii cu handicap în vârstă de până la 18 ani și de 214 lei pentru copiii cu vârste între 2 și 18 ani.